Curiozitate. Îți dai seama că m-am uitat atent la ea și o văd îmbrăcată în roșu. E fetița ta cerebel, nu? E din echipa mea, da. Nu mă răzbun. Nu mă răzbun. Stai liniștit. Nu începe așa, Pepe, te rog eu frumos. Nu începe așa. O să spun numai atât. Știi ce am sesizat la tine? Am sesizat că ești artist. Asta am sesizat. Am sesizat că... Miroase artiste. Ești la început de drum și te-ai prezentat ca un mare artist pe scenă care a venit cu propria piesă, s-a impus din start. Deci tu nu semeni cu nimeni. În momentul ăsta ești tu, ai cântat piesa ta într-o manieră ta, cu o interpretare anume, țineai mâna într-un fel, țineai microfonul într-un fel, închideai ochii într-un fel. Adică cine vrea să cânte piesa asta de mâine glumă trebuie să facă ca ea. Chiar dacă nu ai făcut-o perfect. Așa începi? Eu îți dau golden star. Interpretare de toate. Wow, hai să zic de ce. Haideți să vă zic de ce. Dăm voie să-ți impune Golden Star-ul pe stativ. Te rog, pune-l aici pe stativ. Deci asta așa mică. Invers, pune-l invers, perfect. Lasă-l pe stativ la ea. Este un artist mic care în curând va avea propriul ei album scris, compus, orchestrat eventual tot de ea sau și cu ajutorul ei, pentru că se pricepe la muzică și altfel decât toți ceilalți copii pe care am văzut acum. E artistă, se duce direct în marea finală. Senzația aia, ai văzut, a terminat piesa și abia la aplauze a simțit golul stomac. Și atunci era ea pe scenă. Da, dar atunci l-a simțit puternic golul ăla. Hai să zic ceva. Emoțiile alea de atunci după. Atunci m-ai convins să-ți dau Golden Star, bravo. La emoțiile de după. Mulțumesc, bravo. Foarte mult. Oh-ho! E artistă, frate. Merită, bine. Piesa asta chiar merită. Când am întrebat dacă o ai înregistrată într-un studio, nu mă refeream neapărat la drepturi de autor, dar foarte bine că ai înregistrat-o. Într-un studio de producție, într-un... Să te duci tu într-un studio de înregistrări cu niște, cu la oameni mulți. Și ne jucăm noi într-o zi. Lasă-mă că mă uit la studio, ce? Păi da, dar tu nu amăgii fata când îi spui așa. Tu zi așa, fii atent aici. Ascultă-mă și tu spune după mine. Domn manager, gata. Tu zi după mine. Zic, Katia? Katia? Săptămâna viitoare? Săptămâna viitoare? Ne întâlnim în studioul meu în studioul și înregistrăm melodia asta. Înregistrăm melodia asta. Excelent, CNB!